Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbim despre asul românesc al aviației române, Constantin Cantacuzino, Poreclit și Bâzu. Acesta a fost un nume de mare rezonanță în aviația noastră în timpul celui de-al doilea război mondial, as indiscutabil al aripilor cu tricolor. Pilotul român, care între 1941 și 1945 a doborât cele mai multe avioane inamice. Întocmai ca alți celebri aviatori români, în adolescență și tinerețe, Constantin Cantacuzino a probat calități fizice de excepție, practicând cu succes multe sporturi, tenis, patinaj, hockey, motociclism, automobilism și altele. Dar, atras de miracolul și infinitul zărilor albastre, la 22 iulie 1933, la vârsta de 28 de ani, obține brevetul de pilot de turism numărul 55, după absolvirea la București a școlii de pilotaj Mircea Cantacuzino. În continuare, ambițios și tenace, el se perfecționează în tainele zborului și la 31 iulie 1935 a obținut brevetul de pilot de linie numărul 9 și apoi a urmat cursurile de zbor fără vizibilitate ale companiei Lares. Având ca instructor pilot de linie cu mare experiență, capitan aviator Ion Popescu, spus și Oiță, locotenent aviator Traian Udrinski, precum și alții, urmând și alte cursuri teoretice, dar mai ales practice, este brevetat ca pilot de vânătoare, iar la 6 iunie 1939 este înaintat la gradul de locotenent aviator în rezervă. Încă de la început, s-a remarcat ca un pilot cu un talent excepțional, având o temeinică pregătire și un curaj fără margini, făcându-se cunoscut prin executarea unor raiduri în care stabilea performanțe deosebite, sau prin participarea la mitinguri aviatice, la care entuziasma publicul prin numerele sale unice de acrobație aeriană la mică înălțime. În octombrie 1936, parcurge ruta București-Paris în 5 ore și 40 de minute, pilotând un aparat Codron Typhoon. Iar în anul 1939, împreună cu pilotul Matei Ghica, pilotând o avionetă Clem 35 cu un motor de 100 de cai putere, a stabilit recordul național de durată pentru categoria de avioane C. Celebre au rămas și zborurile sale executate pe spate la rasul solului, pilotând un avion Bucker Jagdmeister. Iar în 1939, Bâzu Cantacuzino a reușit să cucerească și titlul de campion al României la acrobație aeriană. La declanșarea războiului, în 1941, Constantin Cantacuzino activa în aviația civilă ca pilot șef al companiei Lares. Deși era ofițer de rezervă, el solicită din propria inițiativă să fie trimis pe front ca pilot de vânătoare. Cerere, care în cele din urmă îi este satisfăcută. Astfel, a hotărât să schimbe uniforma de pilot de linie Lares, unde putea să zboare în continuare liniștit, cu aceea de pilot de vânătoare, în care în fiecare misiune viața îi era pusă în pericol de contactul nemijlocit cu un inamic tenace și dotat cu o tehnică de luptă tot mai perfecționistă. Constantin Cantacuzino își face debutul pe front în cadrul escadrilei 53 din cadrul grupului 5 vânătoare, pilotând avioane de fabricație engleză Hurricane, care se afla în dotarea acestei formații ce își avea baza pe litoral. Din noiembrie 1941 și până în mai 1942 este demobilizat. Revenirea sa în rândul bravilor piloți de vânătoare, producându-se în mai 1943, când un număr de aviatori români luptau la solicitarea nemților în grupul 3 al flotei germane UDET. Încă de la primele misiuni împotriva inamicului, se evidențiază ca un pilot dotat cu calități de excepție, fiind un luptător neînfricat. O consecință a calităților sale de pilot o constituie și numărul victorilor aeriene obținute. Astfel, între 29 iunie și 5 august 1943, el a doborât 15 avioane inamice, la acest succes contribuind și valoarea camarazilor săi din grupul 7 vânătoare. În perioada celui de-al doilea război mondial, pretutindeni în aviația de vânătoare se practica obiceiul ca piloții printr-o siglă ori însemn aplicabil propriul avion să țină evidența avioanelor doborâte. În prima parte a războiului, piloții noștri păstrau această evidență numerică a victorilor aeriene, însemnând pe fuzelajul aparatelor câte o steluță roșie pentru fiecare avion inamic doborât. Aviatorii sovietici practicau un alt sistem, vopsirea capotei motorului avionului, pe care îl pilotau cu o culoare specifică pentru un anumit număr de aparate inamice doborâte. De exemplu, dacă aveau la activ 5 avioane, capota era albă, după 10 victorii era albastră, iar după 20 era roșie. Alexandru Șerbănescu, despre care o să vorbim în alt episod, și Bâzu Cantacuzino, așii aviației noastre de vânătoare, au reacționat într-un mod la care adversarul nici nu se putea gândi. La întâlnirea acestor culori la avioanele inamice, cu mult curaj și dezinvoltură, ei urmăreau să angajeze în luptă și să doboare cu precădere asemenea aparate. După identificarea celor care aveau capota motorului vopsită în mod special, ei se înțelegeau prin câteva cuvinte care dintre adversari va fi atacat de către fiecare. Ceilalți camarazi din grup, participanți și ei la luptele aeriene, auzeau prin radio cum, de exemplu, Bâzu îi spunea lui Șerbănescu: Alecule, cel cu nasul roșu este al meu. Sau în alte situații, Șerbănescu spunând:
Băzule, eu am grijă de cel albastru. În toată campania desfășurată în răsărit, Băzu Cantacuzino s-a numărat, alături de capitan aviator Alexandru Șerbănescu, printre piloții români de vânătoare, cu cele mai multe victorii aeriene. Un adevărat virtuoz al manșei, un aviator polivalent, stârnind admirația distinșilor săi camarazi pentru desăvârșita lui măiestrie de zbor. În anul 1944, capitan aviator în rezervă Constantin Cantacuzino își va desfășura activitatea în zona de nord a Moldovei și în Basarabia. Începând cu data de 6 iunie 1944, el a participat în cadrul grupului la primele lupte pe care le-a angajat acesta cu aviația americană, care, de la data de 4 aprilie 1944, se afla în misiuni de bombardament asupra unor obiective din țara noastră. În ziua de 24 iunie 1944, grupul nou vânătoare, la semnalul unei rachete roșii, a decolat în mod organizat pe patrule. Capitan aviator în rezervă, Constantin Cantacuzino, este conducătorul unei patrule aeriene. Deodată, acesta zărește o formație de 13 bombardieri americane cvadrimotoare, Libertador. Puțin mai izolat și apropiindu-se cu intenția de a le ataca, este întâmpinat de tirul a 200 de mitraliere ale aparatelor inamice. Băzu Cantacuzino și colegul său de celulă, locotenent aviator Dobran, trăgând în bombardierele americane până la terminarea muniției. Cu becurile de avertizare de limită de viteză aprinse și atacați de mai multe mustanguri, sunt siliți să rupă lupta, degajează și aterizează cu Messerschmitturile 109G pe care le pilotează pe aerodromul Pipera. În toate luptele purtate în condiții extrem de vitrige cu aviația americană până la 23 august 1944, capitanul aviator în rezervă Constantin s-a remarcat prin obținerea de noi victorii aeriene. Fapt ce îl consacră definitiv, alături de capitanul aviator Alexandru Șerbănescu, ca un as al vânătorii românești. Astfel, în zilele 15 iunie și 24 iunie 1944, a doborât câte un bombardier cu 4 motoare B-24 Libertador, apoi un avion de vânătoare Mustang, două avioane de vânătoare P-38 Lightning, toate acestea având echipaje americane, precum și două avioane de vânătoare Air Cobra, de fabricație americană, dar pilotată de sovietici, și nouă avioane de vânătoare sovietice de tip Yak. În total doborând, numai în perioada 15 iunie-21 iunie 1944, 16 avioane inamice. După dispariția tragică într-o luptă cu aviația americană la 18 august 1944 a comandantului grupului nou vânătoare, capitanul aviator Alexandru Șerbănescu, la comanda acestui grup este numit capitanul aviator în rezervă Constantin Cantacuzino, care, preluând o ștafetă glorioasă, va contribui în continuare la îmbogățirea palmaresului formației cu noi fapte de viteză și eroism. În zilele care au urmat atacului de la 23 august 1944, principala misiune a grupului nou vânătoare, care a fost adus în apropierea aerodromului Popești-Leorden, era aceea de a împiedica aviația germană să execute raiduri de bombardament asupra orașului București și a zonei petrolifere Ploiești. Aflând că o formație de bombardiere se îndreaptă spre București, noul comandant al grupului nou vânătoare, împreună cu aviatorii din grup, au pornit în întâmpinarea lor. Formația inamică interceptată număra peste 15 aparate Heinkel 111 și Junkers 87. Piloții noștri, deși aflați iar în inferioritate numerică, situație obișnuită încă de pe frontul de răsărit, au angajat cu luciditate lupta aeriană și în această misiune, Constantin Cantacuzino probează de săvârșita sa măestrie de zbor și de luptător neînfricat, reușind să doboare 3 bombardiere Heinkel 111. În toamna anului 1944, grupul nou vânătoare, în frunte cu comandantul său, participă la executarea unor misiuni complexe pe frontul de eliberare a Transilvaniei. Astfel, în ziua de 27 octombrie 1944, comandantul grupului se afla în fruntea unei patrule într-o importantă misiune de cercetare, deși condițiile meteorologice erau potrivnice zborului. Informațiile culese cu acest prilej au fost de un real folos marilor comandamente de unități terestre, misiunea încredințată fiind îndeplinită cu succes. În luptele purtate pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, misiunile grupului nou vânătoare sunt îndeplinite, comandantul aducându-și contribuția la toate acțiunile întreprinse, atât în cele de însoțire a aviației de bombardament, asigurând protecția acestora, cât și în numeroase zboruri de recunoaștere și atac la sol. În postura de comandant de grup, înalt și impunător, cu o distincție aparte, capitanul aviator în rezervă Constantin Cantacuzino s-a dovedit a fi o puternică personalitate, un pilot de excepție, un luptător tenace și de temut, care a știut să-și ridice camarazii la luptă fără șovăire, ca într-o competiție în care se afirmă și se confirmă numai cei dotați cu calități excepționale. Pentru faptele sale de arme, pentru spiritul său de sacrificiu, care a caracterizat toate misiunile la care a participat, a fost decorat cu numeroase ordine și medalii românești și străine.
La 3 septembrie 1941, cu ordinul militar Virtutea Aeronautică, pentru 125 de misiuni la inamic și 6 avioane inamice doborâte. La 21 octombrie 1941, cu ordinul Virtutea Aeronautică în grad de cavaler cu clasa a doua și apoi cu clasa a întâia, conferite de Germania. În noiembrie 1941, cu ordinul național, clasa a cincea, iar în anul 1943, cu prestigiosul ordin militar Mihai Viteazu, cea mai importantă decorație de război românească. În toamna anului 1944 este propus a fi decorat a doua oară cu acest ordin. A mai fost decorat și cu alte ordine românești și străine. Pe toată durata războiului, acesta a avut 54 de avioane distruse și 69 de victorii. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ți-a plăcut videoclipul. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Lasă un like, un subscribe dacă nu ai făcut-o încă. Și rămâi cu mine pentru mai multe videoclipuri cu și despre război.